România ratează din nou intrarea în spațiul Schengen după ce Austria și Olanda au votat împotriva aderării noastre și a Bulgariei. După 5 ore de discuții tensionate și pe alocuri foarte aprinse, Austria și-a menținut poziția fermă la adresa României. Răspunsul negativ al Austriei a produs o undă de șoc în țară, românii fiind extrem de deranjați de modul în care au fost tratați. România, care aștepta intrarea în Schengen de 11 ani, nu intră în spațiul european de liberă circulație nici de data aceasta, deși a avut sprijinul la 25 de state membre ale Uniunii Europene. Austria a reușit să blocheze decizia favorabilă în Consiliul Jai pentru aderarea la Schengen, fiind necesară unanimitate. La auzul veștii, mulți dintre ieșeni s-au revoltat în spațiul online, ba chiar au decis să nu mai alimenteze de la firmele austriece din țara noastră sau să își închidă conturile bancare. Meritam să intrăm în Schengen? Poporul merita. De ce? Pentru că pe spatele poporului sunt muncit. Nemții se știe că sunt hotărâți, urât din partea lor. O să mai mergeți la ei să mai cumpărați nu, de ei? Nu, chiar nu. Merităm să intrăm în Schengen? Ho, de mulți ani. Păi dar suntem slugă Europei. Unii ieșeni susțin însă că ar trebui să avem grijă cu afacerile austriecilor. Sunt multe curbe unde poate să ne prindă ei. Și ziceți să avem grijă? Păi să avem grijă, adică să ne vedem de treabă înainte, când ne vine rândul o să intrăm cu brio și nu are rost să intrăm la oameni de afaceri, să... Nu. Argumentele și încăpățânarea Austriei sunt absolut absurde, pentru că toate statisticile arată că România nu este pe traseul migrației spre Europa, nu a fost niciodată și cel mai probabil nu există motive să fie nici în viitor. Și strict acest argument, mult mai multe persoane ajung în spațiul Schengen prin Croația, spre exemplu, care a fost acceptată și susținută intens de către Austria. Acum există și partea românească de vină, fără îndoială, cu privire la acest vot, pentru că în 3 decenii România nu a reușit să-și facă curățenie în plan intern, iar în plan extern forța de negociere a politicienilor, a reprezentanților noștri de la București nu a crescut. Politicienii ieșeni susțin că atitudinea Vienei împotriva aderării României la Schengen este inadmisibilă, nejustificată și inamicală. În punct de vedere tehnic, al documentației, ai situației din teren, România îndeplinește toate condițiile pentru a intra în Schengen încă din 2011. Însă, clar, Austria a dat un vot, cum spuneam, împotriva Uniunii Europene și a instituțiilor europene. Într-un mesaj transmis astăzi, președintele Austriei susține că este dezamăgit de propriul guvern, care a blocat aderarea la Schengen a României și care acum a dus la situația în care economia austriacă este amenințată de contramăsuri românești.